frați, e potrivit acum să citim cuvântul Domnului, Sfânta Scriptură. O vom deschide în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, și vom lectura începând cu versetul 1, în pasaj biblic. Vă invit să stăm în rând ridicați în picioare și cu mare respect și considerație față de Dumnezeu, cu Scriptura deschisă sau urmărind cele citite, să avem inima deschisă. Romani, capitolul 12, începând cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Amin. Păi bine, să vă reașezați. Am venit în mijlocul dumneavoastră, în această dupămasă, ziua plecată spre seară, cu dorința în inimă să vă împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Știam înainte vreme că va fi nevoie și în urma rugăciunii pe care am adus-o lui Dumnezeu, am primit pe inimă să vorbim pe marginea acestui pasaj biblic un subiect pe care l-am intitulat Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vom vorbi despre predarea în slujba lui Dumnezeu. Pasajul biblic citit despre o asemenea predare, punere la dispoziția lui Dumnezeu, ne vorbește. Conceptul de predare în slujba lui Dumnezeu este un concept extrem de important. El ne vorbește despre însăși esența credinței noastre și a urmării noastre, a urmării Domnului nostru Iisus de către fiecare dintre noi. Acest concept de predare, această predare în slujba lui Dumnezeu, am uneori simțământul că am privit câteodată și poate de prea multe ori, este privit superficial. Ce înseamnă oare să te predai în slujba lui Dumnezeu? Cum e predarea în slujba lui Dumnezeu? Cuvântul pe care l-am citit spune: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Avem cântări în care este subliniată predarea în slujba lui Dumnezeu. Spre exemplu, noi la Sibiu cântăm o cântare care spune: sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Dumneavoastră cântați această cântare, să o cunoașteți. Cântarea spune: sunt aici, Doamne, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Și odată așa am cugetat și mi-am îngăduit să mă ridic în mijlocul adunării după cântare și am pus oamenilor o întrebare: ați cântat cântarea? Și oamenii au zis: da. Și am întrebat: și oare e adevărat? Adică e adevărat ce am cântat? Ni se potrivește sau au fost doar cuvinte frumoase? Sunt, Doamne, sunt aici la dispoziția ta. Astăzi vorbe mari. Cheamă-mă, Doamne, te voi asculta. Astăzi vorbe și mai mari. Apoi s-a cântat cântarea: suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, chiar și să murim. Vorbe și mai mari. Oameni buni, oare o fi adevărat? Suntem gata ca să ne jertfim pentru Dumnezeu, pentru numele Lui, suntem gata să plătim și cu preț de sânge, chiar să murim, să fim martiri? Mi-am dat seama că uneori
mințim cântând. Adică spunem vorbe mari, dar inima nu-i lângă vorbele acelea. Sau nu-i cu totul lângă vorbele acelea. Și predarea. Câteodată la adunări încheiem zicând, vrea cineva să se predea lui Dumnezeu? Cine vrea să se predea Domnului, să facă un semn ridicând o mână. Și oamenii ridică mână. Oare la ridicarea aceea de mână să se rezume predarea? Cu siguranță că nu. Predarea în slujba lui Dumnezeu este mult mai profundă, mult mai adâncă decât un acord exprimat cu o ridicare de mână. Am cunoscut oameni care au înaintat în a se preda în slujba lui Dumnezeu, mergând până acolo că au cerut să se boteze în apă. Și chiar s-au botezat în apă. Cu siguranță că botezul în apă, chiarea unui legământ cu Dumnezeu, reprezintă un moment de mare însemnătate în ce privește predarea noastră în slujba lui Dumnezeu. Dar am cunoscut și oameni care, deși s-au botezat în apă, s-au putut băga de seamă că nu sunt profund predați lui Dumnezeu. Mai scăpau. Seriozitatea, profunzimea, dăruirea nu era cea știută de propriul cuget, nici departe cea știută de Dumnezeu. Ce înseamnă să te predai Domnului? Cum e predarea pe care o cere Dumnezeu? Plecând de la pasajul pe care l-am citit, vom pune în evidență trei lucruri, sub formă a trei întrebări, urmate, desigur, de răspunsuri. În primul rând, vom vorbi despre natura predării. Aici întrebarea este, ce fel de predare se așteaptă Dumnezeu de la noi? Apoi vom vorbi despre identitatea celui predat în slujba lui Dumnezeu. Ne predăm Domnului. Dacă ne predăm Domnului, ce devenim? Ce calitate căpătăm dacă ne predăm lui Dumnezeu? Apoi, întrebarea a treia, vom vorbi despre lucrarea celui care se predă în slujba lui Dumnezeu. Ce e de făcut după ce te pui la dispoziția lui Dumnezeu? Cum să fie predarea? Ce devii dacă te predai și ce ai de făcut după ce te predai? Predai lui Dumnezeu. Să luăm acestea în această ordine. Întâi, cum să fie predarea? Ce fel de predare se așteaptă Dumnezeu de la noi? Apostolul Pavel, la această întrebare, dă în pasajul pe care l-am citit patru răspunsuri simple. Uitați-vă, vă rog, Romani, capitolul 12, versetul 1. Pavel începe spunând așa. Vă îndemn, dar fraților. Nu vi se pare grăitor faptul că nu scrie vă poruncesc? În unele locuri așa scrie. Spre exemplu, când e vorba de pocăință, cuvântul Domnului, Pavel a spus, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar acum când vorbește de predare, sunt folosite aceste cuvinte. Vă îndemn! De ce oare alege această adresare? Aș înțelege de aici că predarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi e o predare de bunăvoie. E o predare voluntară. Nu e ceva din constrângere, nu e de obligație. Nu e poruncă, deși are nuanța aceasta, dar e mai degrabă un îndemn. Și acest îndemn subliniază că predarea primită de Dumnezeu e izvorâtă din inimă și în esența ei este voluntară. Nimeni nu este obligat să urmeze pe Dumnezeu. Nimeni nu e obligat să se întoarcă la Dumnezeu. Nimeni nu e obligat să slujească lui Dumnezeu. Dumnezeu găsește bucurie în aceea care din inimă, de bună voie, în mod voluntar, aleg să slujească pe Dumnezeu. Aici este târgul acestor cuvinte. Vă îndemn, dar frații. Vă aduceți aminte ce a spus Mântuitorul când pe pământ fiind, propovăduind Evanghelia, s-a adresat mulțimii zicând așa,
dacă vrea cineva, să vină după mine. Dacă vrea. Dacă vrei, predă-te lui Dumnezeu. Dumnezeu primește pe acela care din inimă și de bună voie și în mod voluntar alege să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Nimeni nu este constrâns. Dumnezeu respectă alegerea și dedicarea fiecăruia dintre noi. Într-o zi, Domnul Iisus a spus un cuvânt foarte complicat, o predică grea. A vorbit despre trupul lui și despre sângele lui. Sigur, a fost o vorbire duhovnicească, o referire la Sfânta Împărtășanie și la tăierea prin credință cu Domnul. A vorbit despre trupul și sângele lui care trebuie să fie consumate. Oamenii au găsit potignire în vorbele spuse de Iisus și au început să-L părăsească. Și după ce mulți de lângă El a plecat, ne spune Scriptura că lângă El au mai rămas doar cei 12. Iisus a uitat la ei și le-a spus: voi nu vă duceți? Vorbele acestea ale Domnului Iisus arată că El acceptă lângă sine doar pe aceia care aleg să rămână acolo. Nu constrânge pe nimeni. Pe absolut nimeni. Nu obliga nimeni. Dumnezeu va primi pe acela care din propria lui inimă spune: mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Mă predau lui Dumnezeu. Voluntarul trebuie să aibă și el niște calități. Nu orice fel de voluntariat acceptă Dumnezeu. Aici vă aduc aminte de o împrejurare din Vechiul Testament. Scriptura ne vorbește despre un bărbat cu numele Gedeon, care a primit din partea lui Dumnezeu, în momente grele pentru popor, chemarea și misiunea de a conduce poporul în lupta de apărare, de eliberare, de sub dominația străină, moabiților. Se pornise o armată străină, formată din 120.000 de soldați, împotriva lui Israel. Poporul Israel era cu totul dezorganizat. Oamenii se ascundeau pe unde apucau, pe unde puteau, înfricoșați de ce urma să vină. Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon să fie conducător, să fie judecător și ne spune cuvântul că sunând din trâmbiță, chemând mobilizare, au venit în armată 32.000 de oameni. Toți au fost voluntari. Acolo n-a fost mobilizare generală. N-a fost ordine în acesta, fiecare bărbat de la vârsta asta până la asta să vină la armată. Nu! S-a sunat, s-a făcut un anunț. Cine vrea să vină la război, să se înroleze în armată, că-i primit. 32.000 au fost. A urmat un test. Testul curajului. Adunându-i împreună, din partea lui Dumnezeu, Gedeon a zis așa: spune acestui popor de voluntari, țineți minte, toți au fost voluntari. Niciunul n-a venit acolo cu deasină. A vrut să vină și a venit. Dar nu toți erau potriviți. Spune, a spus Gedeon, cine, a spus Dumnezeu lui Gedeon, cine are frică să se ducă acasă. La testul fricii au căzut, știți că au căzut? 22.000. S-au gândit bine. Când au plecat de acasă, la luptă, au plecat cu mare hotărâre și au zis: biruitor, ne întoarcem acasă. Și acum, puși în fața realității, a sacrificiului care urma să fie făcut, au zis: mai bine nu. Au dat dosul și au plecat acasă. 22.000. Au mai rămas 10.000. Acei 10.000 rămași chiar au fost oameni curajoși. Să vezi că cel din dreapta ta, din stânga ta, că prietenul tău, că neamul tău, că vecinul tău cedează, că se întoarce înapoi, că pleacă acasă. Să vezi un, doi, trei, o mie, 10.000, 20.000, 22.000. Nu-i ușor. Presiunea e mare. Foarte ușor te pierzi între cei mulți care dau înapoi. Nici nu mai știi numărul. Dacă ai fi unul singur, te-ai vedea. Dar ascuns unul între 10.000, nimeni nu bagă seama. În discreția asta, presiunii colective, te poți ascunde. Cei 10.000 au rămas. Voluntarul trebuie să fie curajos. Dar țineți minte ce vă spun și în mod deosebit, stimați frați care ați terminat cursurile școlii. Nu orice fel de voluntar curajos este primit.
Cei 10.000 au fost trecuți printr-un alt test. Testul ascultării, a disciplinii. Au ajuns la apă, trecuseră printr-o bucată, străbătuse o bucată de drum grea. Apă n-a fost. Erau însetați. Au ajuns la un pârâu. Și acolo, în locul acela, s-a dat testul. Dumnezeu a spus lui Gedeon că le voie să bea apă. Și-a urmat o dezordine generală. Arme date jos deoparte, oameni aruncați pe fețele lor, bând, apă, o dezordine generală. Nu mai știe ce e acolo. Aici, colo câte unul, ne spune cuvântul, se-a pleca în pârâu, lua apă în pumn, o ducea la gură și bea cum plimbă-i câinele. Uita în dreapta, în stânga, iar lua apă. Domnul a spus, împarte în două. Cei care au băut așa, cei care au băut altfel, două grupuri distincte. Într-o parte au fost 300. Oameni vigilenți, curajoși, care n-au pierdut din vedere misiunea, n-au pus nevoile lor proprii, personale, în fața misiunii pe care o căpătaseră, și grosul 9700 în partea cealaltă. Dumnezeu a spus lui Gedeon, pe cei 9700 să-i trimiți acasă. Ce le lipsea? Le lipsea disciplina. Erau voluntari, erau curajoși, dar nu erau disciplinați. Acum îngăduiți-mi să spun ce am băgat de seamă în cursul anilor. Dumnezeu m-a chemat să păstoresc biserica sa în 1996. De atunci și până acum sunt 27 de ani. Am băgat de seamă că nu-i rău mai mare care se poate întâmpla bisericii decât să se înroleze în lucrarea ei bărbați voluntari. Deci nu vor să câștige nimic. Sunt voluntari. Curajoși. Nu se tem de nimic. Dar indisciplinați. Nu vor să ascultă. Au drumul lor, agenda lor, planul lor, ambițiile lor. Voluntari, curajoși. Sunt în stare să se sacrifice. Sunt plini de curaj. Nu se tem de nimeni și de nimic. Inimă de leu. Dar nu vor să asculte. Oamenii aceștia, după lecția lui Gedeon, trebuie trimiși acasă. Dumnezeu nu se folosește, nu se poate folosi de un bărbat, o femeie, care pune eul său și ambiția sa înaintea smereniei și înaintea ascultării. Predarea cerută de Dumnezeu este voluntară, dar voluntarul trebuie să fie curajos și ascultător. Așa-i? Cum să fie predarea? Predare voluntară. În al doilea rând, după cum găsim în această scriptură, zice așa, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Deci înțelegem că predarea cerută de Dumnezeu trebuie să fie motivată de recunoștință. Trebuie să fie animată și motivată de mulțumire. Ce îl motivează pe cel care se predă în slujba lui Dumnezeu? Răspunsul este mulțumirea față de Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră sunteți angajați la o fabrică? Sau undeva la o firmă? Aveți un serviciu? Câți? Faceți un semn. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă n-ați ridicat mâna, înseamnă că aveți propriul dumneavoastră business. Să vă facă Dumnezeu prosper. Oricum, lenea nu se potrivește copiilor lui Dumnezeu. De ce vă duceți dumneavoastră la serviciu? La tineri, noi ne știm de 25 de ani. Mai mult. Ne-am cunoscut în 1999. Nu? Am pe atunci. Doamne, trebuie vreme. Așa. De ce te duci la muncă? Ne ducem la serviciu ca să ne câștigăm pâinea. Dar
dacă ești la un loc de muncă, să ne imaginăm, salariul la locul tău de muncă ar fi, să zicem, 10.000 de euro. Să zicem. Și închipuiți că ai avea un așa serviciu. Și aș veni la tine și ți-a spune, auzi, eu știu ce lucrezi, știu ce faci, știu că te-ai plătit. Dacă te muți la mine, te plătesc cu 20.000 pe lună. Ți-ai schimbat serviciu? Contract, așa, treabă serioasă, nu povești. Ce când e bine? Și atunci întrebarea revine, ce ne motivează pe noi să ne ducem la muncă? Care-i motivația? Răspunsul este salariul. Nu trebuie să ne rușinăm de asta și nici nu trebuie să o evităm. E normal. Așa ar întui Domnul Dumnezeu să ne câștigăm pâinea. Muncim și avem gând la plată. Mergeam la lucru, lucram cu ora. Și eram plătit la oră cu 4 euro, 5 euro, mai de mult până Austria și pe aici, pe Germania, când eram fecior. S-o păteam câte ore am lucrat. Și mulțeam cu cât mă plătește la oră. Nu mai am bani în minte. Și nu-i vedeam. Da. Mă strezeam dimineața mai încă o oră, că să mai adaugă la plată. Motivația este în față. Motivația este în viitor. Motivația este la o plată, la o răsplată. Așa-i? Acum, predarea, ne întoarcem la întrebare. Ce îl motivează pe cel predat în slujba lui Dumnezeu? Uitați aici ce scrie. Pentru îndurarea lui Dumnezeu. Motivația nu e în viitor, nu e ziua de salariu, ci motivația este mulțumirea față de ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Cel predat în slujba lui Dumnezeu se gândește la binele pe care l-a făcut Dumnezeu. Realizează că Domnul Iisus a dat pe sine ca preț. A murit pentru păcatele lui. Dumnezeu l-a iubit. Dumnezeu i-a făcut bine. Dumnezeu s-a îngrijit de el. Și acum, ca să mulțumească lui Dumnezeu, ca să-și arate recunoștința față de Dumnezeu, se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Nu se gândește să primească o răsplată, nu se gândește la un beneficiu care va urma, deși acestea nu vor lipsi. Dar ce îl motivează cu adevărat este recunoștința. Binecuvântată este acea biserică, acea comunitate creștină în care oamenii se pun la dispoziția lui Dumnezeu în mod voluntar și motivați de mulțumire față de Dumnezeu. Ei vor să înalțe jertfa lui Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu, prin propria lor dăruire. Asta e predare pe care o așteaptă Dumnezeu. Și lucrurile nu sunt simple. Așa scrie acolo, Biblie, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Sau, fraților, având în vedere îndurarea lui Dumnezeu, socotind binele pe care vi l-a făcut Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, cumpănind în dreptul harului, cântărind greutatea, profunzimea harului lui Dumnezeu, ca să-i arătați mulțumire, ca să binecuvântați numele lui pentru ce m-a făcut, puneți-vă și voi la dispoziția lui Dumnezeu. Asta e predarea. Apoi, în rândul 3, cum să fie predarea? Predarea în slujba lui Dumnezeu se cere să fie cu spirit de sacrificiu, o predare jertfitoare. Continuă Scriptura spunând, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ideea e că predarea așteptată de Dumnezeu trebuie să fie însoțită de spirit de sacrificiu, făcută cu spirit jertfelnic, cu dăruire. Cum spunea odată în vechime, un bărbat, un om al lui Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu să-i aduc o jertfă care nu mă costă nimic. Predarea așteptată de Dumnezeu este cu spirit de sacrificiu. Să te tai pe tine. Sacrificiul la care ne referim aici nu-i să sacrificăm bunuri pământești. Poți să dai bunuri pământești și să nu-ți dai inima. Poți să dai banul tău, dar să nu-ți dai sufletul. Nu ni se cere să dăm ce avem, ci ni se cere să ne dăm pe noi înșine viața noastră cu tot ce avem. Că ce avem noi și nu ne-a dat Dumnezeu.
Unii oameni cred că dacă dau ceva, l-au mulțumit pe Dumnezeu. Cum am găsit pe cineva odată zicând, eu dau acolo la biserică, se roagă părintele, pastorul pentru mine și profesorul nu a putea. Nu, eu trebuie să le dau. Viața mea să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu. Ființa mea să fie pusă la îndemâna sa. Predare este jertfitoare. Cum spune în Scriptură, Fiule, dă-mi inima ta. O predare jertfenică. Să ne ajute Dumnezeu așa să fie predarea noastră. Și apoi, cuvântul spune așa, aici, cu predarea aceasta jertfitoare, continuă versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Predarea în slujba lui Dumnezeu, pe lângă că e voluntară, motivată de recunoștință și jertfitoare, în rândul 4, ea trebuie să fie o predare înnoitoare. O predare mereu proaspătă. O predare cu viziunea excelenței. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să vă transformați. Aici nu e vorba de prefăcătorie. Că unii au zis, îndemn la prefăcătorie, citiți superficial, să vă prefaceți. Ideea este să ne transformăm. În grecește este cuvântul metamorfozo, care înseamnă transformare, schimbare. Eram copil, elev la școală, acolo în sat, și primăvara, cam pe vremea asta, pe mai devreme chiar, ne aduceau de la primărie pe niște ziare, niște cutii, arătau ca bobele de mac. Le puneau între cele două fețe de geam, bătea soarele pe ele, și din bobițele alea ca de mac ieșeau viermi de mătase. Care sunteți generația mea, știți bine că ne-am cățărat prin duți, prin frăgari, ca să aducem frunze, ca să mânce ăștia și să crească până se făceau mari și apoi se transformau, se înconjurau cu firul acela de mătase și intrau în cocon și de acolo așa mai departe. Da? Vă aduceți aminte asta? Da? Câți? Da. Deci încă mai trăim. Generația noastră încă pronunții acestea n-au despre ce e vorba. Erau puși pe niște mese și creșteau și noi trebuia să le aducem mâncare, puneam acolo, tot sortam, care mai mare, mai mic, ne învățam cu ei, mari pe așa, nu erau urâți, dar erau mari. Vierul de mătase. Plăcerea mea de copil, cu mintea cât a unui copil, era așa, să nu-ți imaginezi una ca asta, să zic. Puneam așa mâna mare în ei. Și cât s-apucam în mână, fugeam cu ei după fete. Și apoi ele țipau și poate că le plăceau, cel puțin așa mă gândeam eu. Și râdeam și făceam și ne mai certau tascăle. Ei, într-o zi, viermii aceștia nu mai aveau să mănânce. Se termina cu mâncarea, treceau la altă etapă, atunci ne trimiteau după crengi, crengi de stejar, mai ales. Puneam crengile sus pe ei, urcau pe crengi și începeau să producă firul acela fin de mătasă, cu care se înconjurau. Învârtea în jurul lor și tot îi păcea până se făcea așa un cocon. Da? Și acum ce n-am priceput eu copil fiind? Intră în cocon vierme. Și din coconul acela iese afară fluture. N-am priceput. Dacă pun în buzunar măr, scot de aici portocală? Pun în buzunarul acesta o piersică, nu scot un castravete. Ce pui? Ai! Și uite, asta l-am înțeles. Intră, vede, iese fluture. Procesul acesta, de la vierme la fluture, se numește metamorfoză. Și exact asta e pus aici. Zice Pavel, când vii în predare, când te întorci la Dumnezeu, când te pui la dispoziția lui Hristos, te găsești într-un stadiu neumblat de puterea Harului. Ești cum ești, un om cu slăbiciuni, cu păcate, cu lipsă de greutate, de consistență, de caracter, de trăire creștină. Dar ca vameșul din Biblie, Doamne, ai milă de mine, primește-mă și pe mine. Și Domnul care e bun te primește. Dar apoi te bagă într-o școală. Nu te lasă cum ai venit.
intri într-un proces de schimbare, de transformare. Relele rămân în urmă, imperfecțiunile rămân în urmă. Intri în școala asta a transformării, a creșterii, a sfințirii, a creșterii în calitate, în dăruirea ta pentru Dumnezeu. Te maturizezi și încet, încet devii ca fluturile. Asta e predare. E că în momentul în care te-ai dat Domnului, trebuie să crești. Predarea este spre creștere, spre înnoire, spre transformare. Asta e viziunea. Uneori oamenii nu mă îmbătrânesc, nu se schimbă. Și când vorbești cu ei, îți dai seama că sunt ca niște pungi. Numai ani au trecut peste ei. Predarea în slujba lui Dumnezeu, cerută de Dumnezeu, patru calități trebuie să aibă. Voluntară, motivată de mulțumire, jertfitoare și cu viziunea schimbării. Asta e predarea celor. Și la asta Dumnezeu ne cheamă. Amin. Amin. Acum mergem la întrebarea a doua. Despre următoarele două mai scurt. Ce devii dacă te predai în slujba lui Dumnezeu? Apostolul Pavel ne spune că dacă ne predăm în slujba lui Dumnezeu, căpătăm o identitate cu totul și cu totul nouă. El spune așa, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Dacă se duce un copil la școală, ce devine dacă s-a înscris la școală? Elev. Elev. Și dacă a terminat liceul și se duce la facultate, ce devine dacă e la facultate? Student. Și dacă e micuț de tot și se duce la grădiniță, ce devine? Grădinar. Ai de mult să zicea șoima patrie. Eu am fost și șoima patrie și nu mulți ați fost șoimi patrie. Să înțelegi dumneavoastră. Alte vremuri. E, dacă te predai Domnului, ce devii? Asta e întrebarea. Cineva a zis membru. Cu sensul de membru în biserică. Nu despre asta vorba. Nu membru. Partea unei comunități cu calitate de membru. Aici aș face o paranteză. Dacă ați venit din țară, v-ați așezat pe aici, prin părțile acestea, v-ați mutat poate din altă parte, a Germaniei sau Europei și ați venit pe aici. Și acum, cu familia, stați aici de o vreme. Și veniți la adunare aici, mergeți la altă biserică, așa cum se potrivește. Ascultați-mă bine, ca păstor de suflet vă spun. Musai să vă faceți membri într-o adunare. Dar musai! Înțelegeți cuvântul musai? Ți-ți ardelentă să percepeți. Trebuie să vă faceți membri. Adică să vă asumați răspunderea, să vă lipiți de o comunitate, să participați la viața ei, să știți că sunteți acolo, că e familia voastră. Nu de aici, colo, din colo, a nimănui, pe tot locul și a nimănui. Cum a zis un scriitor american, creștin ca ieri. Și că mâncă de pe toate grădinile și dorm în păduri. Trebuie să ai una casa al tău. Să fii parte a unei comunități. Să te cuvânt de la Dumnezeu. Uite, și mic, plecat de la noi. Te faci membru acolo unde te duci. Mădălina cu tot. Pe care am botezat-o doar la Sibiu. Mi-a părut rău că a plecat. Asta mi-a părea de bine. Când am venit încoace în față la noi, te rog, mică-i martor. Erau două scaune libere în avion. Să veniți încolo cu noi. Da. Ei, nu știm unde și cum ne rânduie Dumnezeu viitorul și unde ne așezăm, dar dacă sunteți în părțile acestea acum, lipiți-vă de o biserică. Faceți-vă membri. Înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să fim mai mult decât membri. Care este diferența între a fi membru sau a fi mădular? Pentru că vorbim de imaginea asta a corpului, vă rog, imaginați-vă o situație. Imaginați-vă că în urma unui accident un om și-ar pierde un picior. I s-a amputat piciorul. Ne-am avut în adunare la noi pe fratele Ștefan, la trecut la Domnul, i s-a amputat un picior și vizitându-l l-am întrebat cum se simte și îmi spune frate Nelu, câteodată
îmi vine să mă scarp la degetul cel mare de la piciorul tăiat. Încă îl simțea acolo, deși nu-l mai avea. Este o tragedie. Dar închipuiți-vă că se întâmplă o asemenea nenorocire și vine un medic și spune: domnule, stai liniștit, îți facem o proteză. E material bun, punem acela în loc de picior, te încalți în ele un pantalon pe tine, totul în regulă, poți umbla. Am un prieten, bărbat tânăr, care și-a pierdut piciorul într-un accident. Și lucram odată cu el ceva acolo, undeva pe un șantier, și îmi zice el, știind că știu, zice, vezi că mă încurcă piciorul ăsta, ia mi-l de ce și dă cu el jos. Și am spus, cum a zis? El a luat și am dat cu el jos. Când cei de pe șantier au văzut că dau cu piciorul ăla jos, ori încremenit. N-avea picior. Îl încurca acolo un pic proteza. Ce înseamnă să ai o proteză? Pui acolo. Umbli, drept, gata, te înveți, merge. Dar proteza aia nu se bucură cu tine. Când te doare pe ea, nu doare nimic. N-are absolut niciun reflex. Vi s-a întâmplat vreodată să vă luați în fugă pe drum și să coborâți scările și să credeți că le-ați trecut toate și o mai rămas una? Ce senzație ai când mai încă una și n-ai știut că e? Deodată în corp se dă o alarmă. Undeva ceva s-a întâmplat. Intervin la mijloc reflexe. Să vezi cu câtă forță piciorul acela, mădularul tău, parte din tine, își asumă. Are proteza vreun reflex? Niciun. Mă zice, dacă să pici, treaba lui. Să zicem că nu poate prelua nici cum piciorul tot șocul acestei situații. Undeva în corpul mădular a greșit. Poate ochiul nu le număra bine. A zis că 10 și-au fost 11. Și acum greșeala de la ochi e preluată de picior. Piciorul nu zice, aia trebuie, te descurci. Nu-i treaba mea că nu le-ai socotit bine. Nici nu-i trece prin minte. Ci își asumă greșeala și preia efectele. Să zicem că nu poate. Corpul cade. Atunci intervine acum cu capul ăla, cu ochii în față, de colo, în pietre. Dar mâna, alt mădular din corp, se aruncă în față. Un spirit de sacrificiu fenomenal. Preia și se pune între pericol și mădularul care a greșit. Să zicem că nu poate nici ea. Și de undeva vine ca oaște și sare exact către ochi. Să vezi ce face pleopa. Pune ca un scut. Și ea zice, mai bine mor eu ca să scape celălalt. Asta înseamnă să fii mădular. O proteză îi prezentă la toate adunările. Nu se bucură și nici nu plânge. Mai bagă de vină. Înțelegeți ce spune astăzi? Cel predat în slujba lui Dumnezeu, în comunitatea bisericii, devine mădular. Asta scrie aici la Scriptură. Suntem mădulare unii altora. Și acum, dacă ne-am predat și ne-a făcut vistos așa, ne-a legat cu aceste legături, niciodată cel care este mădular în corpul, în trupul bisericii, nu zice biserica aia. Zice biserica mea. Se simte parte. Noi avem la Sibiu o familie, familia Albo, adică știe familia Albo, Ligia și Cornel. I-au copii mai mulți. Și odată m-am dus în vizită la ei. Și unul dintre copii, numele Timotei, să nu iau vreo 5-6 ani. Mă duc la ei în casă, povestit acolo un pic cu părinți, copiii au fost la joacă pe afară, și într-un târziu Timotei vine în încăpere. Dă cu ușa de perete, intră înăuntru, nu știa că-s acolo. Și când m-a văzut, a încremenit. Uita la mine și o revine repede și zice așa, eu pe tine te cunosc. Și zic, mă bucur. De unde mă cunoști? Și băiețelul zice, tu vii la biserica mea?
fost așa frumos ca un copil de 6 ani să spună pastorului bisericii: vii la biserica mea, pastore, de acolo te știu, tu vii la biserica mea. Asta e de țină minte. Duminică la adunare cu mele, noi am prieteni, am împrietenit. El tot vine pe la mine și acum, știe că primește 10 lei, 5 lei, îi vai dacă n-am mărunt, să-i dau de 50. Și el nu mă scapă. Și nu-i mărișul acum. Așa. Și îl întreb după ce i-am dat partea lui: auzi, ia să spui tu mie biserica asta a cui? Și se uită la mine încet. Și a mea, și a ta. A simțit-o. Ei, ești mădular, așa trebuie să simți biserica. Nu-i faci rău niciodată. O porți în rugăciunile tale, ajuți, participi, te bucuri, te încânți fiind parte acolo. Cei mai nefericiți și frustrați oameni pe care am văzut în biserică sunt ăia care nu fac nimic. Nimic nu fac. Numai se uită, bagă de vină, nu se implică nimic. Vrei să-ți treacă frustrările? Apucă-te de treabă. Apucă-te de treabă. Și dacă te apuci de treabă, o să găsești bucurie în ce faci. Și împlinire. E mai fericit să dai decât să primești. Deci predarea în slujba lui Dumnezeu te face mădular. Și acum, iute, mergem la ultima întrebare. Ce ai de făcut după ce te-ai predat în slujba lui Dumnezeu? Răspunsul este: fiecare mădular are o slujbă. Așa spune în cuvântul lui Dumnezeu. După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și apoi continuă să ne spună că suntem chemați să facem lucrul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu care se potrivește cu darurile noastre. Trebuie să faci ceva. Fiecare membru, fiecare mădular într-un corp are o funcție. Cugetați la felul în care va alcătui Dumnezeu corpul. Fiecare parte a corpului nostru are o funcție. Un rost. Așa în biserică ai un rost. Dacă nu simți care ți-i rostul, stai rău cu predarea. Trebuie să ai un rost. Ce faci tu pentru Dumnezeu? De regulă, ceea ce facem pentru Dumnezeu se potrivește cu lucrurile la care ne pricepem. Nu trebuie să ne gândim să facem ce nu mai făcut nimeni pe lume. Începe cu ce poți și știi. Avem la adunare o familie. Ei au zis: pe noi te poți baza când îți musafiri. Așa ne-au spus și ne-am înțeles. Trebuie pregătită o masă, te poți baza pe noi, fratele. Îi cineva care trebuie găzduit, te poți baza pe noi. Și apoi se întâmplă să vină la adunare, deodată nu știu cine. Se pune acolo, el stă la balcon. Și de acolo numai așa îmi face. Gestul înseamnă în codul nostru, miros de musafir. Eu mă uit și dau așa din cap bios. Și el mă întreabă: câți? Tot cu un gest înțeles. Și eu pun mâna. 5, 10. Șoptește un pic cu nevastă sa la ureche și asta îl trage discret. Și eu știu că treaba rezolvată. Cum află? Comandă ceva, rânduiesc la demisorul bisericii, ne duc la ea acasă dacă se poate, dar te bazezi pe el. Altcineva a zis: eu sunt instalator, se strică ceva, pe mine sunt. Altul se pricepe că ca frate acolo la butoane, face sunetul. Slujba ta nu-i băgată în seamă decât dacă faci prostii. Când faci treburi cum se cade, nimeni nu te bagă în seamă. Vrei să fii remarcat? Fă să fluiere microfoane. Și da, să uită la tine. Ce vreau să spun cu asta? Sunt slujbe care nu se remarcă deloc. Dar dacă nu funcționează în domeniul acela, toată lumea vede. Și hai să o faci cu minte și discret, să nu te bagi în seamă cu de-alea. Da. Înțelegeți ce să spun? Trebuie să faci
ceva. Să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, cu darul tău, cu slujba ta și cu chemarea ta. Până la urmă, stimați frați și stimate surori, viața trece și dacă nu facem nimic. Dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu și te sacrifici slujindu-i, Dumnezeu îți va răsplăti. Eu am copilărit la țară. Tatăl meu a fost fierar. Și alături de dumnealui, acolo în sat, am lucrat și eu la fierărie. Am porcovit la cai de nume. Veneau sătenii să-și repare de toate. Plug, secure, ce se întâmpla să fie. Toamna, după ce se termina lucrul câmpului, tata gospodar bun, în răgajul acela, își pregătea uneltele pentru la primăvară. Luam plug, la scoțeam bine, bine. Îl scoteai din foc, era tăios, curat. Și un pic de lucidă pe el. Puteam un pod până la primăvară. Primăvara, când îl vedeam jos de acolo, tot era rugit. Mânca de rugine gura. Îl luam, n-o făcut nimic și-o ruginit. Când nu faci nimic, rugine e rău. Îl puneai în brazdă și după două brazde îi trecea rugina. Scripea de mână. Mai dădea pentru o piatră, se tocea și strălucea și se tocea și strălucea. Și apoi mi-a rămas mie copil fiind să trag o concluzie. În viață, oricum te duci. Ruginind sau strălucind. Alegi cum? Cel predat în slujba lui Dumnezeu se consumă. Dar și cel care nu-i predat se consumă. Unul o face strălucind, celălalt ruginind. Cum alegi tu să faci? Predat în slujba lui Dumnezeu. Sunt oportunități de a face bine, de a urma pe Dumnezeu. Aud pe unii zicând, calea Domnului, mai ales pe tine. Deci eu vreau să-mi trăiesc tinerețea. Eu vreau să fiu liber. Eu vreau să mă bucur de viață. Bine. Și care-i problema ta? Mi-a zis unul odată. Și eu dacă mă pocăiesc, nu mai sunt liber să trăiesc cum vreau. Și cum vrei tu să trăiești? Păi eu vreau să fiu liber să fumez, să beau, să mă duc, să mă distrez. Și asta e visul vieții tale. Asta ți-ai propus tu de la viață. Te beți, fumezi, te destrăbălezi. Asta e libertatea ta. Ai de cozonacul tău. Multă mingea. Și l-a îndojenit. Păi așa să străiești viața. Asta o numești fericire. Și asta te tem că pierzi dacă te predai în slujba lui Dumnezeu. Cât e puțin în mintea duhovnicească să gândească omul așa. Pe când te pui în slujba lui Dumnezeu, dai de adevărata libertate. Vorba lui Lucian, că l-a certat un coleg de-a lui de băutură și a zis, tu nu mai ai voie să bei, nu mai ești liber. La care Lucian îi zice, na, eu sunt liber să beau, dar sunt liber și să nu beau. Tu ești numai liber să bei, să nu bei, nu ești liber. Nu te poți lăsa. Era împătimit. De câte ori nu s-au jurat cu blesteme că în viața lor, în gură, țigară, nu mai pun și băutură. Tu știi pe Lucian de acolo. Ori dat cu sticlele de casă, rup pachetele de țigări și s-au jurat pe străbunii lor că în viață nu mai beau și nu mai fumează. O și certat-o pe Iisus, să nu le încumpe. Ia-le și bani în foc. Și apoi după vreme, Dan au zis, nici nu ne mai am pus bine în dulap. Mă trimitea când îi fecea lui, ți-i cumpăr, nu ies de noapte și ce știu. Mai și dădeam bani pe ele. Ne-am pus bine, când le cerea, le dădeam. Păi nu vezi nimeni când nu-i liberat Dumnezeu. Și atunci au fost liber și să nu fumeze. Până atunci au fost numai liber să fumeze. Și vezi, zice omul, îți pierzi libertatea. Care libertate, Ioane? Câștigi, ești liber să fumezi. Ce, dacă vreau, nu pot? Deci sunt liber și să nu vreau. Nu să vreau. Ați înțeles sensul? Și aici este frumusețea schimbării. Hristos face schimbarea. Vă aștimam seara aceasta, încheierea acestei adunări, să ne predăm lui Dumnezeu. Să o facem în mod profund. Să alegem calea lui Hristos cum se cade.
să ne punem viață, vigoare, puterea, resursele în slujba lui Dumnezeu. Nu putem și știu. El ne va arăta drumul. Ați făcut școală. Nu ca să aveți mai multe cunoștințe, ci ca să puteți sluji mai bine. Știi de ce se duce un sudor la școală? De ce vrea să facă un curs? Formare profesională? Deci, să poată lucra mai bine. Să dea performanță mai mult. Nu ca să mai arate o litie, o tipă, ci ca să fie mai eficient în ce o chema Dumnezeu să facă. Dumnezeu să ne ajute. Hai să ne ridicăm în picioare și să intrăm în rugăciune. Thank you.